Începe din toamnă parteneriatul strategic între Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Arădenii din întreg județul vor putea studia, începând din această toamnă, la prestigioasa Universitate din Cluj, prin logistica și cu sprijinul UVVG. Cele două universități lansează programul comun de studii de licență informatică economică la Arad. Programul de licență în format hibrid, atât online cât și în clasă, în informatică economică, va demara din anul universitar 2024-2025, derulat prin cea mai mare facultate de specialitate din țară, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Programul alocă arădenilor 50 de locuri, adresate atât tinerilor cât și adulților care vor să se perfecționeze în domeniu sau celor care vor să facă o schimbare în carieră. În urmă cu un an și jumătate, am promis autorităților locale că în parteneriat cu universitățile din Arad, în primul rând cu Universitatea Vasile Goldiș, ne vom aduce contribuția la dezvoltarea mediului academic cu impact socioeconomic după aceea. Erau trei dimensiuni importante. O dimensiune de a genera cunoaștere prin cercetare. Lucrul ăsta l-am început deja, avem proiecte de cercetare comune. Apoi am promis programe educaționale de interes local, iar astăzi suntem pentru un astfel de proiect educațional. Din toamnă vom începe un program de licență în informatică economică, care combină două domenii de interes astăzi, informatica și științele economice. De fapt, învățământul la distanță, cum este organizat conform legii și standardelor internaționale, este de fapt un învățământ hibrid. Adică mare parte din activități au loc online, dar în fiecare semestru, în funcție de program, între 7 și 14 ore, sunt întâlniri față în față pe care le vom organiza pe infrastructura Universității Vasile Goldiș din Arad. Infrastructura și o parte din personalul didactic vor fi asigurate de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, în baza parteneriatului încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, în contextul sprijinului acordat și de Fundația Universitară Vasile Goldiș, care reunește autorități și instituții educaționale și culturale din Arad. Un program dedicat comunității aradene, tinerilor din Arad și din împrejurimi, care, fiind în format IDE, sperăm să le ofere mai multe posibilități și de integrare profesională sau poate chiar de reconversie profesională și, așa cum spunea domnul rector, un program care nu se suprapune și nu reflectă decât o dorință de colaborare inițiată din, în primul rând, pe linia de cercetare, pentru că proiectele de cercetare comună au demarat deja, de cercetare-inovare, și sperăm să aducem un plus atât comunității arădene, cât și comunității regionale. La evenimentul de lansare a programului au fost prezente oficialități, primarul Aradului Călin Bibarț și președintele Consiliului Județean Iustin Cionca, reprezentanții ai mediului de afaceri, printre care președintele Camerei de Comerț Gheorghe Seculici, dar și din învățământ, precum inspectorul școlar general Marius Ghiondăr, alături de un număr mare de cadre universitare.